El este bombiță, viitorul star a naționalei din familia lui Sabin și Adrian Ilie. Da, băiatul. Da, Valencia a făcut ofertă, dar eu vreau să meargă la Hagi, la Academie. Cine e bombiță? Băiatul. Da? Bravo, și așa talentat e? Știți că eu acum vă vorbesc din... Na, așa că e băiatul meu. Așa, și care e? E unul dintre cei mai buni la vârsta lui din țară. Da? Ce joacă? Primii doi, să zic din ce joacă? Atacant. Strigaci, da? Da? Și unul dintre cei mai buni din România, nu? În 2012, nu zic, la 2010, da. Da? Da. A, și de ce ziceți bombiță? Păi nu i-am zis, Petre Marin i-a zis bombiță. A, ea a pus supranume, da. De ce? Dă bine fiecare cu... Fiecare, vezi... Dar de ce? Trage tare? Sau da, de... nu, așa că, exact, uite, vezi, Radian cum a avut explozia, cum i-a zis Ranieri, Cobra. Uh-huh. Ăsta i-a zis bombiță, că explozi și mie Mobra, că... Dădeam mai... Da, fiecare, fiecare cu plecarea lui. Nu, dar e... Foarte, are talentat cu cal. Uh-huh. Am fost la anul trecut, a ieșit cel mai bun jucător. Și unde joacă acum? La școala New Star, la Petre Marin. Și la Petre Marin? Da. Și vrei să-l duci la Hagi? Păi să crească mare și vedem noi viitorul. Adică te gândești și la Hagi să fie, să ajungă la un moment dat? Fiind vorba de Academia lui Hagi, crești jucătorii, mă rog, e toată povestea asta, care o știm. Vă dați seama că este o oportunitate, da. Să vedem ce se va întâmpla. Deci țineți dinastia, a? Deci vine și bombiță, încă un Ilie. Eu cred că, nu știu dacă să vorbesc prostie acum, să nu fie exact la fel de bun ca mine sau mai mare. Bombiță? Da. Tu vorbești serios? Da. Atât de bun este? Da, deci dacă îl ține nivelul care îl văd eu la vârsta lui în momentul de față, la 18 ani, cu explozia respectivă, uh-huh. Păi nu știu dacă au trăit și explozia lui în momentul de față. Deci face niște chestii care... Și este îngaci. Da, în care pur și simplu nu le învață. Uh-huh. La antrenament, bă, să sar peste minge. Pur și simplu le ca așa. Da, e nativ. Dumnezeu, da, Dumnezeu așa l-a născut. Da, așa l-a născut. Uh-huh. Da, foarte deci disciplinat. Da. La foarte disciplinat, foarte bine educat. Uh-huh. Nu zic acum la 10 la 2012 ani, uh-huh. Știe toți jucătorii de la el când vine la mine și stă cu mine, face integrame, nu se joacă pe PlayStation. Învață foarte bine, un cel mai bun la școală, știe toate steagurile din lumea asta. Uh-huh. Adică așa îți dezvolți creierul, uh-huh. Așa poți să te dezvolți și ca și în meci. Foarte inteligent. Cum mi-ar face mare plăcere odată când ai timp să vii să-l vezi. Uh-huh. Da, chiar, nu, chiar vreau să vin să-l vezi. Te încântă. Deci mă sună inclusiv, acum când m-a sunat oprița și mi-a, pur și simplu m-a sunat, bă, te rog eu frumos să ai grijă de la mic. Da. Deci pur și simplu te încântă. Anul trecut la Craiova i-a dat Sorin Cârstu, i-a dat cel mai bun jucător pe departe al turneului. Uh-huh. Turneul Oblemenco, care se organizează în fiecare an la Craiova. Uh-huh. Deci chiar se anunță un fotbalist foarte, foarte talentat. Da. A zis și Ilie Luntescu acum 2 ani. Deci să-l ține minte pe bombiță. Da.